Dumneavoastră, exemplu este știut și nici nu insist asupra lui. În 2009 v-ați culcat președinte și v-ați trezit, sau v-ați culcat învingător și v-ați trezit învins. Sunt curios, când ați aflat că totuși ați pierdut alegerile, cum ați reacționat? Care a fost, cum să spun, prima atitudine, prima reacție? Bun, e în trecut și aș vrea să o las în trecut, pentru că stai cu ochii în trecut, nu poți să te concentrezi. Absolut, sigur că da. Dar cred că a fost un moment în care parcă ți-a căzut cerul pe tine, parcă se prăbușește ceva, sentimentul efectiv de surpriză, de uimire, de mânie. Au fost și indicii că nu totul a fost cușer în operațiunea respectivă. Și ai avut sentimentul că parcă joci într-un film în care tu ești actorul principal, dar parcă nu ești tu în rolul respectiv. A fost o chestiune foarte ciudată, psihic și emoțional. Și să spun că m-a afectat. Au trecut probabil luni și ani de zile până când să cicatrizez acel moment. A fost foarte complicat pentru mine. Nu v-ați așteptat sub nicio formă, nu? Eram convins că am câștigat. Și, într-un fel, poate că și ăsta este o încercare în viață. Dacă mă uit acum puțin mai filozofic și mai detașat, spun, poate că asta a fost o încercare din care a trebuit să ies. Adică, probabil că v-a întărit. Adică... Cred că m-a întărit, cred că am învățat și... Am făcut și eu greșeli, asta e lucru clar. Am învățat, cred, din ele. Și dacă vin astăzi din nou în fața națiunii române, propunându-le un proiect de candidat independent, care să schimbe ceva serios, mai adevărat în țara asta, o vin și cu lecțiile învățate din acea perioadă. Am condus un partid important, știu politică, nu sunt un novice în politică, dar știu și lucrurile care nu merg în politică și după acești ani de detox de la politică și 5 ani de NATO, la vârful NATO, care în sine a fost o experiență formidabilă, cred că vin un om, un lider mai puternic, un om mai pregătit și sper ca românii să mă voteze. Domnul Jean, și româncele să mă voteze. Acum nu mai sunteți după 5 ani la NATO. Spuneți-mi și mie că lumea e curioasă, dacă vreți. Ce salariu aveți la NATO? Secretar general adjunct, al doilea om în conducerea celui mai important pact militar, nu? Nu, acum nu mai e. Nici atunci nu era un secret, dar nu... Nu vorbeam. Eu s-o obsedat de asta cu banii, cu salariile. Era în jur de 20.000 de euro pe lună, plus anumite cheltuieli de protocol, dacă invitai pe cineva, dacă ofereai unui lider important sau unor delegații importante o masă, ți-o decontau cei de la NATO. Deci undeva pe acolo, o parte din banii ăștia erau și pentru un fel de alocație pentru locuință, pentru a putea să-ți plătești. Plăteam din banii proprii, era și o alocație. Aveți gardă permanentă? Eu mi-aduc aminte, scuze că vă întrerup, că am fost o dată împreună și am băut o cafea și cu Mircea Lucescu, seara târziu, și ați plecat cu haina pe umăr și cu doamna, singură așa pe bulevard, era aproape 24 de... Cum adică? Al doilea om din NATO nu e foarte păzit. Mă uitam unde sunt oamenii cu mitralierele, unde sunt... Nu era nimeni. Era o formă de protecție, evident. Uneori foarte discretă, nu trebuie să se vadă. Alteori pur și simplu pentru că suntem într-un stat aliat, adică în Belgia... Și poliția preia o parte din lucrurile astea, poliția locală preia o parte din lucrurile astea. Dar când plecam în țări non-NATO, acolo plecam obligatoriu cu protecția noastră. În Ucraina, când mergeam, în orice țară non-NATO, în Republica Moldova, în Georgia, în Africa, în Orientul Mijlociu. Acolo erați păziți bine. De exemplu, în America ne transferau automat la Secret Service, dacă mergeam oficial în America. Când mergi privat, ești privat, e treaba ta, dar când erau lucruri oficiale... Adică în vacanță, în concediu, n-aveți. În vacanță nu. În vacanță nu și vreau să vă spun că e un sentiment mai bun de libertate decât să stai tot timpul cu cineva pe după tine. Da, bănuiesc, eu n-am avut niciodată pază, dar îmi închipui e și bine, că, și rău. Că nu e cel mai comod. Așa nu e tot timpul știi confortabil. Că e cineva cu ochii pe tine tot timpul. Dar toți profesioniști, foarte mulți români și românce la NATO, inclusiv în zona de protecție, oameni extrem de bine apreciați. Am spus-o cu mândrie, am condus și resursele umane la NATO și n-am avut eu un rol direct în angajarea celor de acolo, dar eram ultimul filtru înainte de a semna contractele de angajare. România este astăzi în NATO pe locul 5 sau 6 la număr de angajați din 32 de țări în NATO. Atât de bun sunt. Și pe concurs pe bune. Adică e concurs din ăla cu test psihologic făcut în America, cu întrebări complicate, cu juriu după juriu. Ai noștri sunt foarte, foarte buni. Deci avem tineri și tinere din toate profesiunile care la noi fac o figură bună.
Și sper ca și în UE și în alte organizații să avem la fel de mulți români și românci.